Jucătorii de la CS Politehnica Iași nu au o misiune deloc ușoară la București. Pe 25 noiembrie vor întâlni pe ABC Laguna București 2. Pe 27, ieșenii vor juca împotriva celor de la CS Agronomia București, iar a doua zi, pe 28 noiembrie, albalbaștrii vor întâlni pe Eagles București. Trei meciuri nu foarte ușoare, ținând cont că Laguna a câștigat în fața Agronomiei și Vlaicu e într-o revenire de formă, deci vor fi trei jocuri destul de dificile. Sperăm să fim sănătoși, să nu avem accidentări și să reușim să ne impunem în toate cele trei jocuri. Practic, dacă vă întoarceți cu încă 6 puncte, calificarea în play-off e asigurată? În principiu, da. Dar să nu ne culcăm pe ureche. E bine să luăm pas cu pas fiecare joc și să reușim victoria la fiecare joc. În momentul de față, Politehnica Iași are 5 victorii din 5 meciuri disputate. Jucătorii antrenați de către Gabriel Clapon vor reveni în sala polivalentă anul viitor, pe 22 ianuarie, când vor juca împotriva celor de la Stomart Iași.